Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit la Istoria cu Virgil. Am rămas în episodul precedent, pe care îl găsiți undeva pe aici, dacă nu l-ați văzut deja, la momentul în care Imperiul Roman se retrage din Dacia, iar cocktailurile daco-romane sunt lăsate în urmă. Urmează să discutăm astăzi așadar despre o problemă destul de sensibilă, încă după 1700 de ani, în trecutul poporului nostru, continuitatea daco-romanilor. În primul rând, personal, discuțiile de genul cine a fost primul la inaugurarea Ardealului mi se par nu doar inutile, dar și stupide. Serios, asta e problema ta acum? Să zicem, că într-un final o să se găsească răspunsul la întrebarea asta. Nu știu cum, mașina timpului, nici nu contează. Ce credeți că o să se întâmple atunci? Cei care au avut dreptate o să poată să zică ți-am zis eu și cam aia e. Doar nu o să se despartă familii sau o să se retraseze granițe. Pentru ce? Oricum nimeni nu știe de unde vine. Eu, de exemplu, nu cunosc istoria familiei mai departe de 4 generații și asta cu indulgență. Aș putea foarte bine să am un strămoș polonez, un turc rătăcit, mai știu eu ce. Dar de ce contează? Sigur, ar fi interesant de știut, dar m-ar schimba asta cu ceva? Hai mai bine să fim recunoscători pentru locul ăsta frumos în care trăim, pentru perioada asta de pace în care ne-a prins istoria. Până să mă contraziceți, verificați evoluția speranței de viață. Să fim mai atenți la deciziile pe care le luăm de acum încolo. Chiar așa nu avem probleme și trebuie să le căutăm acum 1700 de ani? Să explodeze mâine la Cernobâl de un reactor și să trebuiască să trăim în beciuri timp de 10 ani. Nu că asta ar fi soluția, habar n-am. Chiar, de ce nu știe toată lumea care e planul de rezervă la scenariul ăsta? Îți mai arde ție atunci cu norul radioactiv deasupra capului dacă mănânci chiurtor sau sarmale la prânz? Dar de dragul poveștii, hai să vedem cum stă treaba. Problema asta continuității este scoasă la înaintare abia în secolele 18-19 de către niște istorici promaghiari, în contextul în care românii din Transilvania începeau să facă gât la stăpânitorii unguri și mai târziu austro-ungari, cam cum face UDMR-ul acum, dar invers și la o scară mai mare. Este perioada în care se trezesc conștiințele naționale în Europa și toate popoarele vor să-și ia țările înapoi. Deviza comună fiind Go Cioloș, deși s-a dovedit că nici așa nu merge treaba pentru că... Vedeți și voi. Doar că în Transilvania secolului 18, românii s-au gândit că în sfârșit e timpul lor. Și s-au pus băieții pe scris petiții că suntem mulți, că suntem de mult aici, că avem drept istoric, în concluzie că vrem, la care ungurii, care se aflau singuri la guvernare de ce își permiteau, le îndeasă buzunarele lui Franz Sulzer, Robert Roessler și încă vreo doi și luați-vă, mă băieți, și voi ceva frumos că tot vine Crăciunul, dar vedeți cum face să ieșim noi bine. Și atunci au început. Că să vezi că dacă romanii au plecat toți la retragerea aureliană, că erau zgârciți și sigur n-ar fi lăsat vreo ceva în urmă. Că nu pomenește nici naiba de vorbitori de limbă latină la nord de Dunăre până la 1200, că ăștia valahi sau vlahi sau cum le spune, se plimbau cu oile prin Bulgaria și Macedonia și Albania și de aia le seamănă lor limba cu cea a românilor și meglenoromânilor, care aia trăiesc la mama dracu în Salonic și s-or fi întors ei în Transilvania, dar prea târziu. Pe la 1200 deja erau toate mesele ocupate. Am dreptate, Otilo? Dar românii și culmea, nu doar ei, ci și niște străini. Chiar ei n-au treaba lor, istoria lor și ce se bagă în țara noastră. N-au pus botul la argumente așa de ieftine și s-au pus pe citit și căutat și cercetat. Concluzia la care s-a ajuns? Scuze, n-aveți dreptate. Ați încercat și voi, dar uite că râurile se cheamă tot ca pe vremea romanilor, deci vi le-am spus noi care am rămas aici, că altfel de unde era să le învățați. Nume de localități, de regiuni, de conducători, care sunt de origine romană, deci românești, și care sunt scrise chiar în izvoarele istorice scrise de voi, maghiarilor, un pic mai de mult. Hai, ce naiba, chiar ați uitat? Dacă aveți documente de la curtea regelui Bela, în care scrie negru pe alb de către o mână ungurească, că pătrunzând de la vest la est, s-au descoperit trei voievodate locuite de valahi și slavi, care și ăștia vă luaseră înainte cu câteva sute de ani, apropo. Mai zic ceva. Până și rușii, care știm cu toții cât bine ne-au făcut de-a lungul timpului, scriu în cronica lui Nestor că traversând Carpația ați dat de vlahi. Gata, băieți, ne-am potolit? Ne dați nouă niște locuri în Parlament? N-am fost acolo, nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că discuția totuși s-a terminat destul de amical. După toate astea, Roessler probabil a zis, ha mă, băieți, glumeam. Nu trebuie să vă spărați. După care s-au dus la bar, au dat un shot împreună și s-au împăcat cu școala ardeleană cu toți. Și uite, de asta e rău că n-au existat camere video și internet mai demult, că acum băgam un search și gata discuția. Așa, să zicem că am stabilit cum stă treaba aici.
și să vedem ce se întâmplă în continuare, pentru că urmează perioada migrației popoarelor. Să vedem așadar cine-s barbarii ăștia și de ce nu stăteau la ei acasă. În primul rând avem populațiile germanice. Ăștia nu stau mult, vin și trec. Semn că la momentul ăla încă se lucra la celebra ospitalitate românească de care tot auzim la știrile ProTV de fiecare dată când se face un interviu la o pensiune de la munte. Din urma lor au început să vină alte popoare de origine asiatică, cei mai importanți pentru noi fiind avarii, pentru că aceștia vor face legea în zonă pentru câteva sute de ani, până în 805 când și-o vor lua pe coajă de la franci și bulgari. V-am pierdut? Hai stați cu mine că nu mai e mult. Tot în aceeași perioadă mai avem un popor cu dor de ducă, mai numeros decât frații lor avarii, însă mai neorganizați. Au venit în căutarea unei vieți mai bune, coborând din stepele polono-ucrainiano-ruse, dar fără o idee în cap. O să vadă el la fața locului, ca naționalul lui Neapuiul la Euro. Golul ne-a debulosat, ne-a pus în situații delicate. Asta cred eu că e cea mai importantă moștenire a noastră de la slavi. Nu o bună parte a vocabularului, ci tendința asta de a pleca de acasă. Dovada? Uitați-vă câți români sunt plecați prin lume. În fine, ultimii imigratori sau barbari, cum vreți să le spuneți, care ajung prin părțile noastre, sunt niște populații tot de origine asiatică, care se împing unele pe altele dinspre Rusia de azi, până se revarsă care pe unde nimeresc la nord de Dunăre. Ungurii, pecenegii, uzii și cumanii. Ungurii au venit încă de pe atunci cu chef de ceartă și până n-au dat nemții cu ei de pământ și au făcut de cap șefuind prin părțile Franței și Germaniei de astăzi. Și bătuți și cu caii flămânzi, ungurii se hotărăsc că vor ei să se stabilească în câmpia Panoniei și pentru că nu e loc, încep să se împingă ca un gras în scaunul de cinema, revărsându-se cu timpul ușor-ușor înspre est, în Transilvania. Dar nu mai departe, pentru că dincoace de Carpați îi așteaptă alți barbari, frați de năvălire, pe cenegii. Ca zonă de tampon pe linia Carpaților, ungurii colonizează granița cu secui, o populație de asemenea migratoare, și germani care, deși se pare că au fost aduși din mai multe regiuni, au rămas cu numele de sași, de la Saxonia. Acești colonizați aveau două mari îndatoriri în caietul de sarcini. Sașii să construiască orașe și sate după modelul nemțesc și să-i mai ajute un pic cu agricultura pe valahii care erau vai mama lor, arau cu furculița, iar secuii să apere pe toată lumea de cine s-o nimeri. N-au gândit deloc rău ungurii la vremea aia, dovadă că uite ce treabă bună s-a făcut cu Brașovul și Sibiul. Iar acum când și noi românii ne-am dat seama că ne merge mai bine așa, ne-am colonizat nemți și la președinție și la naționala de fotbal și bine am făcut. Pecenegii nu prea au stare nici ei și prin urmare au o viață destul de scurtă, dar intensă. Se iau la bătaie cu toată lumea, dar istoria lor de două secole prin regiunea noastră se va încheia brusc, odată cu o înfrângere zdrobitoare suferită în fața bizantinilor în 1091, după care dispare efectiv din izvoarele vremii. În locul lor ne trezim cu alții, cumanii, mai statornici și mai influenți, nu mănâncă semințe, dau bună ziua, niște băieți extraordinari. Cumanii și ei oameni ai stepelor ucrainiene se așează în sudul Moldovei, Muntenia până în Bulgaria și vor sta aici până la marea invazie mongolă din 1240, când ca tot omul uită de onoare și alte alea și pleacă încotro văd cu ochii. Cu toate astea, timp de 150 de ani, cumanii nu fac degeaba umbră pământului. Îi învață pe semi-români cum stă treaba cu organizarea statală, le pune sabia în mână și le arată cum să se bată, pentru că săracii numai oi mai știau după atâtea sute de ani de fugit, ba de unii, ba de alții, prin păduri, prin câmpuri. Și ajută chiar și pe bulgari să le facă Maradona bizantinilor și să instituie al doilea țărat bulgar. Dar toți acești migratori sunt apă de ploaie pe lângă ce va veni, pentru că urmează la rând, wait for it, the Mongols. Pentru cunoscători. Cea mai sălbatică și violentă invazie pe care o văzuse vreodată lumea, această mașinărie de război mongolă pornește în 1206 sub Genghis Khan din nordul Chinei și mătură tot în cale până în inima Europei. Înspăimântați de mongoli, cumanii care până acum o dădeau din colț în colț când venea vorba de creștinare, acceptă să o dea pe tatăl nostru și în schimbul protecției ungare își fac în 1223 episcopat catolic la Milkov, cu preot, cu biserică, cu tot tacâmul. Numai că au ținut și astea câta panciuri pentru că puțin le păsa mongolilor de Isus. Trecând pe aici, e curăță și unguri, și cumani, și episcopie, și tot. Și de unde în documentele și hărțile vremii, în zona Moldovei de Sus și a Muntenii, apărea numele Cumania, după trecerea iurășului mongol în 1240, nu mai apare nimic. Nada. Zero. Barat. Pe Batu Han, nepotul lui Genghis Khan, doar moartea unchiului său, împăratul mongol, îl face să se întoarcă din goana sa spre Europa apuseană în 1242, dându-i ocazia papei de la Roma să simtă sentimentul ăla măreț când echipa taia gol în prelungiri și de fapt a fost offside. Mongolii rămân în istorie și pe bună dreptate pentru piramidele de capete și râurile de sânge pe care le lăsau peste tot pe unde treceau. Dar e nedrept să nu amintim în același timp că au fost și cel mai tolerant stat din punct de vedere religios, cu o abilitate fenomenală nu doar de a cuceri, dar și de a guverna teritorii imense,
mai mari chiar decât Imperiul Roman. Răgazul dat de moartea împăratului mongol este exact ce avea nevoie Europa, care se repliază cât de cât. Mongolii însă nu se retrag de tot. Ei se contopesc cu cumanii rămași în stepele ucrainiene, înființând în sud-estul Rusiei Hoarda de Aur, de unde continuă să jefuiască și să țină sub raport de vasalitate pe ruși, bulgari, români și sârbi. Și vom auzi de acum de ei sub numele de tătari. Totuși să nu ne supărăm atât de tare pe ei, pentru că vom vedea expansiunea mongolă va avea și efecte pozitive, cel puțin pentru români. Mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem la episodul următor. Dar până atunci sunt curios să spuneți care credeți că e cea mai importantă moștenire a românilor de la popoarele barbare. Aștept răspunsurile voastre în comentarii. Dacă vreți să vedeți ce altceva mai fac, lasă aici canalul unde l-a ajut pe Alex să aducă cele mai altfel știri ale săptămânii și nu uitați că un share este cea mai bună metodă de a mă ajuta.